Bună dimineața! Ce faceți, oameni buni? Mă bucur tare mult că ați ales să mă urmăriți. Suntem, habar n-am în a câta zi, am plecat într-o zi de joi. Astăzi ar fi, hai să punem și joi, prima zi. Vineri, sâmbătă, duminică, luni. Suntem în a cincea zi de călătorie spre Cercul Polar. Și mai am, cred că vreo, să mă uit un pic pe GPS, n-ar contează, mai puțin, vreo 3500, ceva de genul acesta, de kilometri. Raportat în ore, o zi și 16 ore. Dacă faceți un calcul, 24 și cu 16, probabil sunt 40 de ore de călătorit până mi-ating destinația finală. Ieri a fost o zi extraordinar de plină și la fel și obositoare, pentru că atâtea lucruri s-au întâmplat. Dacă urmăriți vlogurile ce le-am creat în urmă cu câteva ore, pentru că au fost două, veți vedea că lucrurile stau astfel. Am plecat deja de vreo oră. Am dormit noaptea trecută după ce am părăsit acea sălbăticie în care am călătorit sute de kilometri fără să văd decât o mașină, două, trei. Până la urmă am reușit să intru pe autostradă, am găsit o parcare unde doar eu și șoferii de tir am înoptat. Am înghețat puțin către dimineață, deoarece ajungând seara târziu, de teama că țânțarii mi invadează mașina, nu mi-am luat haine mai groase pe mine și am dormit doar în pantaloni scurți și tricou. Dar până la urmă m-am trezit înainte cu vreo oră, două, să mă trezesc de tot și am mai pus ceva pe mine, totul a fost ok. Mi-am făcut o cafea, am plecat la drum. E greu când ajungi seara târziu și nu apuci să organizez lucrurile. Eu în fiecare seară trebuie să mut bagajele într-o parte, le scot din mașină, le sistemez ca să-mi fac loc pentru dormit. Ziua le împrăștiu în mașină pentru a echilibra greutatea. Încă nu am reușit și nici nu am avut nevoie să îmi fac mâncare. Am o grămadă de conservăraie, o cutie plină pe care nu știu sigur dacă o voi folosi în această vacanță în totalitate, dar am luat-o cu mine, cum zice englezul, just in case. Să vedem ce se mai întâmplă. Sunt pe autostrada Alberta, numai puțin, Alberta 43, mai am încă 57 de maile și trebuie să fac stânga, dar probabil mai durează încă până când voi intra pe celebra Alaska Highway. Sunt puțin îngândurat, deoarece ar trebui să-mi fac rotirea de cauciucuri în 600 de maile. 6 ori 3, cât vine asta? 6, 3, 6, în vreo aproape 1000 de kilometri, fără câțiva kilometri, zeci de kilometri. Ar trebui să fac rotirea cauciucurilor, să vedem, poate găsesc un service până părăsesc Canada, dacă nu o voi face probabil în Fairbanks. Deocamdată mașina funcționează impecabil, nu a avut absolut nicio problemă. Este, bineînțeles, plină de gângănii pentru că a mers mult prin sălbăticie. Mi-am cumpărat și lichid să spăl parbrizul de rezervă. Am tot ce-mi trebuie. Nici nu vreau să o forțez, cu toate că ieri am exagerat, am condus foarte mult, dar am vrut neapărat să ajung în această zonă pentru că a fost duminică și extrem de multă lume am găsit în parcuri. Dacă ați urmărit vlogul de ieri, ați văzut prin ce peisaje am trecut. Așa cum spuneam, acele parcuri naționale arată extraordinar. Eu le-am filmat doar din mașină,
cu siguranță voi reveni acolo și îmi voi face o vacanță sau două. Cam acesta este update-ul, aștept să se mai facă de ziua și mai mult. Vreau să mă opresc într-o locație, probabil să mă dezbrac, să încerc să-mi încarc laptopul, pentru că eu în fiecare seară îmi descarc materialul pe un hard disk extern, dar seara trecută nu am mai avut răbdare și nu vreau să pierd informația. Cu laptopurile nu e de joacă, acum laptopul meu este forjat foarte mult pentru că îl folosesc postând pe YouTube, urcând filmulețe și nu se știe când te poate lăsa. Având acel hard disk extern care este unul de calitate, îmi salvează materialul în caz că se întâmplă ceva cu laptopul. Ok, hai că vedem ce se mai întâmplă. Vă țin la curent, bineînțeles, și urați în baftă pentru că probabil mă așteaptă multe experiențe încă în această călătorie. Sunt deja pe drum de vreo 3 ore și jumătate. Am părăsit autostrada Alberta 43-47, nu mai știu cât era, contează mai puțin. Și acum sunt pe un drum județean care se numește Rolls. No, trebuie să fac dreapta pe Rolls, sunt 50 de maile. În fine, a început să și plouă. Nu v-am prezentat nimic până acum decât 2-3 cadre, 4-5 poate, pentru că este zona rurală a Canadei, câte o fermă pe aici pe acolo, câte o localitate, nimic interesant, nici peisajele nu sunt atrăgătoare, o zonă de între câmpie și deal, să spunem de șes. Ce vreau să mai adaug, ascultam la o radio de aici, din Canada, și spunea că mâine încep școala copiii. Acum nu știu dacă în toată Canada sau doar aici în zonă. Probabil din acest motiv parcurile au fost arhipline în acest weekend. Cam acesta este update-ul. Încă nu știu când voi intra pe Alaska Highway, celebra șosea pe care vreau să ajung de o viață. Dar vă voi anunța acest lucru când se va întâmpla. Hai că ne vedem mai târziu. Și în sfârșit am ieșit din Alberta. Cu alte cuvinte, am schimbat statul. Am intrat în British Columbia. Bineînțeles, suntem tot în Canada. Ok, am văzut pe marginea drumului o sumedenie de pancarte cu toată legislația. Aici, iarna. Nu e ca în state, trebuie să ai cauciucuri de iarnă. În state nu te întreabă nimeni ce fel de cauciucuri ai. Și multe alte chestii legate de legislația acestui stat. Este bine că te informează să nu te trezești că iei amendă. Ok. Și vreau să vă mai spun că astăzi este Ziua Internațională a Patrupedelor. Cu alte cuvinte, dacă aveți câini, cumpărați un os astăzi. Chiar dacă îi dați unul în plus la cină, este ziua lor și merită. Doamnelor și domnilor, suntem pe Alaska Highway, adică pe drumul spre casă. Și acum aștept să-mi iau toate produsele de măcelărie. Poate îmi cumpăr un frigider mai mare să încapă toate, pentru că am rostit această expresie. Mi-am mai luat hate și acum 2 ani când am zis că Alaska is my home. Asta e, asta simt eu. Fiecare cu simțămintele sale, cum ar fi spus bunicul meu. Toate bune și frumoase, ia uitați ce am eu în față. S-a îndreptat și vremea. Și mai mult decât atât, am rotit și cauciucurile. Doar ce am ieșit din Downsound Creek,
un oraș în British Columbia, de unde începe Alaska Highway. Am găsit la o companie destul de renumită care este și în state și am rotit cauciucurile pentru că nu vreau să merg la oricine. Culmea că s-a întâmplat exact când era momentul. Minunat! În această vacanță toate lucrurile s-au petrecut extraordinar de bine. Toate lucrurile au mers minunat. Când am avut nevoie să găsesc unde să dorm, am găsit, chiar dacă ziceam că e târziu și nu voi mai găsi. Speranța moare ultima. Îmi făceam probleme că o să stric cauciucurile. Bine, ăștia care sunteți mai vechi șoferi vei zice, a, că nu e adevărat, că nu le rotez niciodată, e treaba voastră. Schimbați cauciucurile la 40.000 de mile. Eu le-am schimbat la 70 și încă mai mergeau, dar pentru că am decis să vin în Alaska, atunci iată că a trebuit să schimb cauciucurile. Dacă mergeam la Toyota dealer, aveam gratis, dar nu puteam să stau până în Fairbanks pentru că mai am până acolo destul. Habar n-am cât mai e. Oricum nici nu vreau să mă uit la GPS. Așadar, suntem pe Alaska Highway. Știu că era un semn undeva, dar cred că era acolo în oraș de unde începe ruta, unde toată lumea își făcea poze, dar pe mine m-a interesat mai mult să rezolv problema cu cauciucurile. Și benzina, băi frate, s-a scumpit și mai tare, $1.73 de cenți pe litru. Domnilor canadieni, cum puteți avea un astfel de preț? Când aveți petrolul pe aici, prin de fapt și americanii au această problemă. Ei au petrol, nu importă și prețul benzinei este sus. Să vină domnul Trump să vă ia de urechi. Ok. De acum încolo chiar că trebuie să fim cu ochii în patru pentru că intrăm în sălbăticie. O sole mio, Alaska is my home. Să vină mușii, urșii, urșile, căprioarele, lupii, unde sunteți? Toată lumea văd că încetinește aici. Cred că este o pantă cu o înclinație foarte mare, 10%. Da, e destul de periculoasă. Oh, și văd că trecem și peste un râu. E un pod uriaș acolo jos. Parcă am fi în dealul Feleacului. E foarte nașpa pentru că e un murdar un pic drumul și am teamă de tirurile astea că mi-am spart două parbrize până acum. Nu mai am chef să mai schimb încă unul. Aici a sărit o piatră. Am văzut-o cum a trecut pe lângă mașină. Numai ce pomenisem. Sunt curios ce râu e ăla. Pare destul de mare. Hai să o ardem. Peach River. Băi, dar era așa de micut scris. Pe plăcuță mică, minusculă. Ai un fel de jumate cât Mississippi. Nici atât. Dar ce ciudat e podul. Din grătare, nu e asfalt. Oricum e bun. Ok. Bine că am scăpat de tirurile alea. Vor mai veni altele, dar pe moment am scăpat. Și intrăm într-o localitate care se numește Taylor.
destul de populată zona, nu mă așteptam. Am zis că intrăm direct în sălbăticie, dar uite că... e populată. E mult pietriș pe marginea la drum și ăla ajunge și pe șosea. De-aia mi-e teamă. Până acum autostrăzile au fost impecabile și drumurile, dar iată că de când am intrat pe Alaska Highway, parcă lucrurile s-au schimbat un pic. Facem baie la fetiță, la mașchinetă. Pentru că s-a murdărit ca o purceluș. Bine, am să zic ca o scrofiță, dar suna urât. A, oricum am zis. Să pornim din nou la drum. Ia uitați ce am aici. O blondă mică. Nu vă gândiți la prostii. Sunt singur în mașină, dar așa îi spune la tipul ăsta de cafea, blond și când ceri. Acum nu am zis mai puțin că trebuie să schimb banda pentru că îmi dă un cutilu, este încărcat și urcă greu. Blond tall. Hai să vedeți cum mă cheamă mai nou în Canada. Stai așa. Se vede? Mă cheamă Kaelin. M-a alucat doamna să-și peluiez numele meu și am zis C-A-T-A-L-I-N și am început C for from bla bla, A from bla bla, în fine. Și tot n-a înțeles, dar asta e, a mai fost făcut și Kathleen, v-am mai povestit, acum sunt Kaelin. Am rezolvat multe probleme în acest orășel. Mi-am schimbat cauciucurile. Nu, am rotit cauciucurile. Doamne ferește, cauciucurile mele sunt noi, nu vreau să le schimb. Mai puțin, că eu merg cu viteză prea mare. Am intrat la un Starbucks, mi-am luat o blondă mică, am încărcat un vlog pe canalul românesc pe drumuri americane, am pus un short pe I Love Alaska, am vorbit cu câteva persoane. Băi, deci pe mine mă uimește o chestie, eu mă tot uit după mașini de poliție, ăștia nu au mașini de poliție, am văzut una, poate chiar două, să nu mint, mașini de poliție de când am intrat în Canada, de două zile, nu știu, asta nu că mi-ar displăcea, dar mă tot uit să văd unde stau la pândă, pentru că în state sunt obișnuit mereu să stea pe, un, pe aici, pe acolo, la fel cum stau și în România. Hai să mărim viteza, pentru că aici putem circula cu 100 de km la oră, ceea ce înseamnă 70. Not bad. Nu-i rău. Hai să punem pe cruise control la 100, pentru că mie așa mi-e de greu să tot urmăresc în kilometri. Eu am cifrele mari în mile și cele mai mici în kilometri, trebuie să mă tot uit. Ok. Ce spuneam, ziceam de poliție ceva. Nu că mi-ar displace, dar mă tot uit să văd dacă stau la pândă. Până acum nu am văzut, asta e bine. Suntem pe Alaska Highway. Vreau să mai merg câteva ore, după care să mă opresc să-mi încălzesc niște mâncare, pentru că până acum am mâncat doar tâmpenii, ar zice o persoană de rit vechi. Pufuleți, covrigi și dulcegării. Îmi spune să stau 364 de kilometri pe această rută. Suntem pe... Oh, dar nu mai văd deloc. Se pare că mă pasc bătrânețile tot mai tare. Hai să vedem. Suntem pe 97 nord. Nu am văzut indicator cu Alaska Highway, Alaska Transit, nu știu cum, Canada Transit, probabil canadienii nu vor să o denumească Alaska Highway din mândrie, habar n-am. Nu contează. Cam acesta este update-ul de moment. Bineînțeles că sunt foarte fericit. Unii vei spune că obosit. Oboseala sare când vine fericirea. Chiar nu sunt obosit. Sunt ok. Hai că ne vedem mai târziu.
Am oprit aici, cred că sta o oră, pentru că de când am plecat de acasă am mâncat numai tâmpenii. Vreau să-mi încălzesc niște mâncare. Mă uitam să văd pe unde e sobița. Nu mi-am mai luat scaun cu mine pentru că stau destul în mașină, exact scaun mai trebuia. Am această măsuță. Se poate face și mai mare, dar nu am nevoie, este destul. Ok. Să montez soba, întâi trebuie butelia. Am vreo 4 butelii noi cu mine, așa că nu fac probleme. Hai să vedem dacă și funcționează. Ok. Acum mă duc să caut o brichetă, trebuie să mă gândesc pe unde am pus-o. Ok. Zic că nu știu cum funcționează. Shit, ce prost ești. Ok. Merge. Asta e. Să vedem ce facem de mâncare. Ok. M-am gândit să fac niște fasole, să caut puțin lingura. Unde ești? Hai să o luăm pe asta de cafea, nu mai desfac trusa cealaltă, pentru că acum chiar că mi-e foame și nu mai am răbdare. Am niște fasole, white beans cu ciuperci. Ok. Mamă, mamă, ce? Se întâmplă dacă mănânc fasole asta, voi ce ziceți? Ok, ia să vedem ce gust are. Nici nu trebuie mult încălzită. Foarte bună. Puteam să călesc și niște ceapă, dar acum n-am răbdare. Aici, în cutia asta, am o grămadă de mâncare. Am. Dar mai bine vă arăt atunci când fac mâncare data viitoare. Oare ce merge lângă fasole? Ce-ar fi să fac și niște pește, să mănânc niște pește lângă fasole. Minunată! Hai să vedem ce pește. Am uitat desfăcătoarea de conserve acasă și de câte ori am intrat undeva am uitat să cumpăr. Dar am niște pește. Ok, minunat. Pește baltic afumat. Herring. Ok. Hai să caut niște farfurii de unică folosință. Mai am o cutie cu de toate. Eu dacă vă arăt ce am cu mine,
Ziceți că sunt nebun, dar sunt pregătit cu de toate. Cred că ce mai bine ar fi să las aici, că abia stă din greutate și noi avântul. Da, bună idee. Asta imediat se încălzește. Hai să vedem. Da, mi s-a făcut poftă de ceapă acum. Ce mai putem mânca de aici? Am niște crisp bread. Nu știu cum să le numesc. Vă arăt imediat. Să vedeți ce mâncăruri tragem în concediul ăsta. Sper că nu vine Moș Martin să mă pape. Stai acolo, lasă-mă să mănânc. Asta nu-mi place, să o încălzesc prea mult. Nu vreau nici să ardă. Cred că e destul. Acum, pentru că facem pe repede înainte, nu mă apuc să fac gătări complicate, dar nici nu mi-am luat mâncare să fac gătări complicate. Asta o punem aici, o spălăm imediat. Ok. Știți ce ai întâi să-mi fac loc pe măsuță? A căzut aia, nu contează. Asta nu mai trebuie. Asta trebuie să stea un pic să se răcească. Să pun butelia la loc. Ok. Cred că aici am terminat. Să-mi duc eu asta în mașină. Am turtă dulce. Merge dimineața la cafea. Ok. Hai să vedem dacă s-a răcit soba. Da. Deci se poate pune înapoi. Punem în cutie. Să mă uit dacă merge la valiera. Merge, să nu vorbesc singur. Și suportul. Gata, am terminat cu sobița. Vreau să pun cutia înapoi, după care să aduc niște ceapă să tai. Am și usturoi, ce credeți voi? Hai că vin imediat. Am adus ceapa, da? Știe cineva cu ce să taie ceapa? Mănuiesc că nu cu mâna, trebuie cuțit. Ok. Acum am uitat cârpătorul. Asta e. Mi-e foame prea tare. Nu mai scot iară cutia. Hai că ne organizăm. Asta nu mai trebuie. Trebuie să-l aruncăm. Că aici de-aia am oprit cam și coș de gunoi. Asta e capacul de la oală. Asta e bricheta. Și hai să tăiem ceapa. Imediat trebuie să tai într-o pungă de mizerie. Hai să nu stricăm farfurile chiar așa. Am destule, da? Să nu-mi bag joc de ele. Ok. Să punem asta înăuntru, că o ia vântul. Tăiem ceapa. Minunată. Îmi place uleiul ăsta din
din conserva, prea mult ulei. Ok. Să vedem unde am pus în mașină, bineînțeles. Am și șervețele umede. Ok, mă descurc și cu astea. Multigrain, Swedish style. Au calorii puține. Fel de biscuiți. Care, eu acum văd că nu mă văd în cadru. Că nu sunt în cadru, nu? Sorry, de repetiție. Ok. Așa arată. Vedeți? Astea sunt bune, mai mult să spui ceva pe ele, da? De-aia le-am luat, am. Vedeți cu ce mâncare voi savura aceste chestii. Peștele arată bine. Vedeți? Cu ceapă. Acum trebuia o furculiță care e înapoi în cutie, n-o mai scot. Hai să mâncăm. După atâtea uscături e tot ce-mi doresc, o masă de genul ăsta. O să închei aici și ne vedem după, pentru că nu-i frumos să vorbești când mănânci. După care mă voi pune la drum și voi explic care e treaba cu Alaska Highway. Am niște date foarte faine dacă vreți să le urmăriți. Hai că ne vedem după, acum vreau să mănânc. Cred că aș veni cineva aici în parcare. Ba nu, mi se pare. Fasole cu pește pe Alaska Highway. Back in business. Mă mâncam prea mult. Sper să nu mai ia somnul, mai ales de la ceapă, dar cu fasolea. Zicea un prieten de-al meu că s-ar fi bucurat să fie cu mine. Ei, uite, eu nu cred că noaptea asta următoare ai fi fost fericit să fii cu mine. Vom vedea. Mai am niște cafea. Am o lene, dar lene că am mâncat prea mult, deci pentru mine e foarte multă mâncare ceea ce am servit. Am am pus în farfurie și bineînțeles că am mâncat tot, mi-a fost pagubă să mă arunc ca românul. Știți când eram copii, că ne obligau bunicii sau părinții, parcă acum aud: dacă nu mănânci tot, nu te duci la joacă. Păi și mâncai. Și mai e chestia aia că, pe care am mai tot spus-o, când îi mulțumeai unui om mai în vârstă, mai ales din mediul rural, zicea să crești mare. Și tot auzind astfel de chestii, unii au luat-o în serios și chiar au crescut mari, dar nu în înălțime. Ok. Ne-am întors pe Alaska Highway, beau câteva guri de cafea și după aceea vă prezint această minunată șosea. Domnilor și domnilor, bine ați venit alături de mine pe celebra Alaska Highway. Această rută începe în orașul canadian Dawson Creek, ce face parte din British Columbia, și se termină în statul Alaska, bineînțeles într-un alt oraș care se numește Delta Junction. Această rută sau această șosea are o lungime de 2230 de kilometri. Se pare că încet încet intrăm din nou munți. Hai să vă prezint în continuare
această minunată rută. Șoseaua a fost construită în al doilea război mondial pentru a conecta SUA de Alaska, bineînțeles, prin Canada. Când a fost finalizată această conexiune între Statele Unite ale Americii și Alaska, așa cum spuneam, prin Canada, șoseaua avea o lungime de aproximativ 2700 de kilometri, adică 1700 de maile. Numai că în 2012 avea doar 2232 de kilometri. Pentru că între timp s-a modificat structura acesteia, s-au conectat unele autostrăzi pe care canadienii le-au realizat și atunci autostrada pe care mă aflu și eu în momentul de față, cu toate că nu putem numi autostradă, este un drum, numai că poartă un nume special. V-am explicat motivele pentru care, și să continui ceea ce vreau să spun, și-au dat seama cei ce au realizat șoseaua că dacă merg în linie dreaptă economisesc foarte mult teren. Și atunci, iată de unde vine și această scurtare a șoselei în timp. Totodată, autostrada a fost deschisă în anul 1948 pentru public. Ea a fost considerată odinioară ca fiind o șosea legendară, deoarece era un drum extrem de dur și provocator. Dar în clipa de față, autostrada este asfaltată, din fericire, în întregime. Să spunem că autostrăzile sale componente sunt British Columbia Highway 97, Yukon Highway 1 și Alaska Ruta 2. Totodată, în acest moment, autostrada se întâlnește cu Richardson Highway, care continuă 155 de kilometri, adică 96 de maile, până în orașul Fairbanks, acolo unde voi ajunge și eu, de altfel, sper. Hai să o numim așa cum este descrisă ea. Autostrada Alaska este considerată în mod popular, dar neoficial, parte a autostrăzilor panamericane. Se spune că în anul 1936, în luna februarie, când Statele Unite ale Americii s-au apropiat din nou de Canada, pentru că a fost o perioadă în care Yankee au fost în conflict cu canadienii, atunci guvernul canadian a refuzat să se angajeze să cheltuiască niște bani pentru un drum care leagă Statele Unite prin Canada de Alaska. Vorbesc de cele 49 de state care erau separat, nu aveau nicio legătură decât pe calea aerului cu Alaska, statul care lipsește din cele 50. Ok, această conexiune era utilă din mai multe puncte de vedere, dar hai să continuăm expunerea. Canadienilor le-a fost teamă atunci, pentru că ei se gândeau că dacă va începe războiul cu Japonia, toată Nord America se va folosi de această autostradă și atunci era o problemă. Canadienii voreau să rămână neutri și nu doreau ei să se implice în războiul respectiv. Se spune că până la urmă, în urma unei vizite care a avut loc în iunie 1936, președintele de atunci, Franklin Roosevelt, l-a comis până la urmă pe primul ministru canadian de atunci să accepte că o autostradă către Alaska prin Canada ar putea fi importantă în consolidarea rapidă a teritoriului american în timpul unei crize extreme, care de altfel s-a mai produs de-a lungul timpului și, nefiind această conexiune, atât canadienii cât și cei din Alaska au avut mult de suferit. Totuși, Roosevelt a fost primul american care a discutat public despre beneficiile militare ale unei autostrăzi într-un discurs din august la Chattauga sau Chattauqua în New York. Până la urmă, conflictul dintre japonezi și americani a izbucnit și
atacul din 7 decembrie 1941 asupra Pearl Harbor și începutul Teatrului Pacific în al doilea război mondial, împreună cu amenințările japoneze la adresa coastei de vest a Americii de Nord și a insulelor Aleutine, au schimbat prioritățile ambelor națiuni. Canadienii au început să mai lase din pretenții și la 6 februarie 1942 construcția autostrăzii din Alaska sau spre Alaska, mai bine zis, a fost aprobată de Armata Statelor Unite ale Americii. Bineînțeles, această aprobare trecând prin Congres și pe la președintele de atunci, Roosevelt, pentru a continua 5 zile mai târziu. Canada a fost de acord să permită construcția atâta timp cât Statele Unite ale Americii au suportat costul integral, atenție mare, și ca drumul și alte facilități din Canada să fie predate autorităților canadiene după încheierea războiului. A fost cam cinic ceea ce au făcut canadienii, dar probabil și americanii, dacă ar fi fost în locul canadienilor, ar fi procedat la fel. Fiecare și-a văzut interesul. Și acum, chestia e că această autostradă, într-un final, nu a servit Statelor Unite ale Americii în conflictul cu Japonia, deoarece 99% dintre provizii către Alaska au fost trimise pe mare din porturile din San Francisco, Seattle și Prince Rupert. 1% doar a fost trimis, 1% din procentul de provizie a fost trimis pe această autostradă. Să mai spunem că drumul a fost construit în mare parte de corpul inginerilor armatei. Aceasta s-a dorit a fi o rută de aprovizionare în timpul celor de-al doilea război mondial. În 1942, corpul inginerilor armatei au repartizat 10.000 de oameni, dintre care aproximativ o treime erau soldați de culoare. Aceștia erau membrii a trei regimente segregate afroamericane nou formate. Atenție, începutul oficial al construcției a avut loc pe 9 martie 1942, după ce sute de echipamente de construcții au fost mutate cu ajutorul trenurilor acolo de unde începe autostrada către nord al Alberta și, așa cum v-am mai spus, de unde am început și eu să călătoresc pe această autostradă în Dawson Creek, la Mila Zero. Bineînțeles, această locație face parte din British Columbia. Deși șoseaua a fost finalizată pe 28 octombrie 1942 și finalizarea ei a fost sărbătorită la Soldiers Summit din 21 noiembrie, numai că nu s-a putut circula până în anul 1943 decât de către vehicule de armată, vehicule de aprovizionare, adică mașinile acelea mari care cară marfă și ați văzut și voi acum mai nou de când aceste conflicte militare din jurul nostru, camioanele acelea ce transportă tot felul de logistică militară. După 1943 s-a dat drumul și la mașinile normale să circule pe această autostradă. Mi-am tras și eu puțin sufletul pentru că mă ustură gura de la atâta ceapă. Aproximativ 100 de mile sau mile, adică 160 de kilometri de rută între Burwash Landing și Coydorn, Yukon, au devenit aproape impracticabile în mai și iunie 1943 din cauza dezghețului permafrostului de sub drum și a distrugerii stratului de vegetație delicată care ținea drumul împreună. Între timp, cu noile tehnologii de construcții, problemele s-au remediat, totuși este încă nerezolvată o porțiune în zona Burwash-Coydorn, deoarece din cauza
gelurilor extreme, carosabilul în fiecare an trebuie refăcut. Statul British Columbia deține 82,6 mile, adică 132,9 km de autostradă. Singura porțiune asfaltată la sfârșitul anilor 1960-1970, adică doar porțiunea asta din statul în care mă aflu și eu actualmente era asfaltată, până atunci se circula pe pământ sau poate pe niște pietriși, gen griblură. Guvernul din statul Yukon deține o porțiune de autostradă de la mila istorică 630 la mila de asemenea istorică 106 de lângă Watson până la Hines Junction. Statul Alaska deține la rândul său o porțiune între mila 1221 și 1422. Hai că mai trag și eu aer de câteva ori în piept, după care vin cu partea finală. Bineînțeles că această rută are niște atracții faine, poate am să le accesez și eu. Vedem. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat. Probabil odată cu intrarea în munți, peisajul va fi schimbat și această rută arată mult mai atrăgătoare. Am văzut destule vloguri în care oamenii filmau tot felul de animale pe care le zăreau pe marginea drumului. Acum să vedem dacă eu voi avea acest privilegiu. Hai să-l numim și astfel, toate că este periculos dacă ai viteză, dar vom vedea ce se întâmplă. Oricum, eu noaptea nu călătoresc în această vacanță, pentru că mă deplasez doar prin locuri, vedeți voi, împădurite, prin munți, în mare parte, chiar și la câmpie poate să-ți apară un animal în față, o căprioară, un racun, orice, care poate să te facă să te oprești, deoarece mașina are de suferit. Ok, hai că ne vedem mai târziu cu noi și noi filmulețe! Exact ce vă spuneam în descrierea acestei rute. Deci merg în linie dreaptă de vreo 30 de mile. Băi, dar nicio mașină! Dar unde sunt animalele pe care toată lumea le filmează? Au fugit că am venit eu? În schimb, pe marginea drumului sunt niște flori minunate. E un roșu așa cărămiziu. Foarte fain. Mă tot uit la GPS, mai am vreo 51 de kilometri, după care trebuie să virez pe nu știu ce, să vedem. Nici măcar în munți n-am intrat. Lungă-i calea către fericire. Ia uite. Cât vezi cu ochii drept. Să vă fac un zoom. Stai că nu se vede. Vedeți? Vedeți? Da. Acum e la bună mașina aia ce a inventat-o Elon Musk. Să o pun pe pilot automat și să mă duc în spate, să trag un pui de somn. Sau să blochez volanul, să meargă drept. Ia, fii atent că vine cineva. Wow, o mașină după 35 de mile. Cine ești tu, oare? O mașiniță. Înseamnă că mai sunt oamenii. Omul ăsta vine din Alaska, cred că. Ok, cine știe când mai vedem o altă mașină. Noroc cu marginea drumului care arată minunat, culorile alea faine.
construcții pe Alaska Highway de vreo oră și ceva, tot în bucăți, așa mergem cu stopuri, cu ce-a fi să încolo sparbrizul până domnii ăștia ne dau drumul. Update. Am trecut de zona aceea unde se lucra, am stat vreo oră acolo, după care am intrat într-un orășel, am alimentat același preț la carburant, 1,70, acum dolarii canadieni, nu știu cât vine în dolari americani, oricum e scump. Am băgat și cu 1,48. Asta este. Mergem înainte, GPS-ul îmi spune că mai am, tocmai acum te-ai întrerupt, sunt într-o zonă unde nu e semnal. Oricum îmi spunea la un moment dat că mai am 1053 de mile până să virez la dreapta, acum tot caută, își revine el imediat. Da, probabil nici mâine nu voi ajunge în Fairbanks, vedem, nu vreau să rup mașina. 1079 de mile, faci dreapta pe Alaska 1, Anchorage, Fairbanks. E o șosea probabil care intră în Alaska și la un moment dat una se duce în Fairbanks și una în Anchorage. A început și stomacul meu să facă viguri de primele rateuri după farfuria de fasole. Acum, încet, încet se apropie seara, este... Băi, dar eu nu mai văd deloc fără ochelari. Bine, acum și pe telefon scrie de... Avea un copil de 5 ani, dacă trebuie să măresc scrisul la telefon. A, este 5:16, suntem cu 2 ore în urmă față de ora de la Chicago. Eram cu 8 ore față de București, acum suntem cu 10 și la un moment dat vom fi cu 11 pentru că Alaska este cu 3 ore în urmă față de Chicago. Da. Acesta este update-ul de moment. Mai merg, cred că, încă vreo 3 ore. Asta nu știu cât înseamnă, vreo 180-200 de kilometri pe care îmi caut un culcuș. Să fac nanii, musai unul să aibă toaletă. Ok, ne vedem mai târziu. Ia uite ce am eu aici, guys. Hai? Bizonii. Pe Alaska Highway. Hai, trebuie să mă urc în mașină, că poate mă papă vreunul. Am dat mașina mai încolo și acum mă uit la ei să vedem ce fac. Ce fainis. Ăștia sunt mai mari decât cei ce am văzut în Theodore Roosevelt National Park. Acum mai vine unul cu mașina. Nice. Nu. Ce acolo pe stradă? I-a căzut la unul un sac? O, Doamne. Ok, după întâlnirea cu domnii bizonii, am început să urcăm. Mi s-au înfundat urechile. Și vom avea în față un tractor. Pe care nu putem să-l depășim. Că vine un tir. Și ce miroase a motorină. Asta e, stăm după el, răbdare.
Aici văd că este o parcare. Hai să vedem încotro o ia domnul. Pe mijloc. Ok. Am reușit să trecem și ne continuăm drumul. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Ia uite. Hey baby, ce faci? Hello! Pentru tine am venit să te filmez. Nu-mi întoarce fundul. Și avem din nou construction pe Alaska Highway. Este ora 6:02. Nu. My God, Cosmin, nu mai știi pe cel mai 7:09. Într-o zi de luni, cred că mai merg o oră și mă opresc. Probabil voi face și încheierea vlogului. Cred că dacă găsesc o parcare cu toaletă, acolo mă opresc. Hai să vedem ce lucrează oamenii ăștia aici. Repară șoseaua. Cred că despre asta era vorba atunci când zicea că îngheață și în fiecare an trebuie să o repare. A, văd că bagă un tub. Mă, dar ăla cu buză din față n-are nicio treabă. Pot să merg așa tare, nu pot să-mi bag joc de mașină. Hai să-i dăm bice, că nenea asta stă după mine. Ok. Foarte inteligent asta cu venul, mi-a plăcut. Ăla cu tirul n-avea nicio treabă. Trece ca în brânză. Oricum, știu că încap două mașini, dar mai bine aștepți, că nu știi ce face. Domnul cu tirul are mașină mare, ca aia cu pick-up truck-urile. Dumnezeii pe șosele! Deci e clar că îți trebuie cel puțin o canistră de benzină. A mea e full în spate. În caz că rămân fără benzină, am acolo 5 galoane, cât pui mei, 5 ori 3, 15, hai să zici 6, 0, 6, 5 ori 6, 30, 18 litri am să ies din belea. Deci am vrut să mă opresc mai devreme să pun benzină, deci faine, pui mei copile, deci era un peco. Deci cred că te dai la o, ca la telefonul ăla cu din aia de învârți. Așa era și pompa aia, cred că te dai de o manivelă. Era un tip acolo și nu știa cum să bage benzina. Am plecat. Cred că ăla erau de când s-a înființat Alaska Highway. Că s-a liniștit o leacă ploaia, dar începe ea iară. Acum nu plouă tare, da? Destul cât să mă deranjeze la filmat. Tot felul de semne. Acum nu știu, când pâlpâie, cineva a reportat că chiar e un cerb, un mus, sau pur și simplu ne atenționează, că da, a trecută când a pâlpâit chiar. A văzut că era acolo pe marginea drumului. Hai să vedem. Era un indicator într-un oraș și scria că la kilometru cu tare este o turmă de zimbri. Eu am uitat și n-am socotit și într-adevăr au fost. Înseamnă că cineva reportează. Probabil sună la un număr și spune. Am tot văzut tot felul de pancarte cu
unde să suni, dacă vezi ceva, dacă vezi foc, dacă... Ok. Bă, drumul e foarte bun. Au fost 2-3 porțiuni unde se lucrează, îl repară, dar drumul e nesperat de bun. Aici este un semn. Todd River 2. Și că avem și gas station. Dacă vrei să mănânci, dacă vrei să dormi. Peco, adică. Ce fac oamenii ăștia aici? Man. Consolidează peretele. Da. Am stat și aici vreo sfert de oră. Dar nu contează să-și facă oamenii treaba bine, să nu se întâmple accidente.